Ще ай фосте вечни чито еще. Ще веч ба домину май ту. Ешь ал мел креатор май ту. Ешь пе веч ме ту и тор ту еще. Ще пе маре ам бла ту еще. Ще нин морца ем пият ну май ту. Ești așa de minunat, numai tu. Ești pe veci neschimbat. Haideți cu toți, nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nothing in this world. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Numele tău e înălțat și orice națiune. Surori, să spunem cu voce, nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Dumnezeule din ceruri, orice națiune se va pleca, Doamne. Doamne, vedem ce se întâmplă în jurul nostru, Doamne, cu toate vești de război și toți, Doamne, alte națiuni, Doamne, nu te acceptă, Doamne, dar într-o zi, orice națiune, fiecare națiune se va pleca înaintea Ta și va declara că Tu ești Dumnezeu, Doamne. Doamne, vrem să venim înaintea Ta acum, să nu lăsăm, Doamne, timpul, Doamne, să se scurgă, ci, Doamne, to take a hold of it, Lord. Doamne, să venim înaintea Ta, Doamne, și să spunem că nimeni nu este ca Tine, Doamne. Fii binecuvântat și fii slăvit, Doamne. Te lăudăm, Doamne. Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfințit.
voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doar un simplu om, doar un simplu om neînsemnat. Tu, Domn al vieții, Împărat, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până-n ziua la dispoziția ta. Haideți în rugăciune să venim înaintea Lui să spunem: Doamne, suntem aici la dispoziția ta, Doamne. Receptiv la glasul Tău, la chemarea Ta, Doamne, receptiv, Doamne, la voia Ta, care să se împlinească în viața noastră, în trăirea noastră, în slujirea noastră, Doamne, în umblarea noastră, Domnul nostru și Dumnezeu întâi noastră, să strălucim ca niște lumini în această lume, Doamne, să te mărturisim pe Tine, să te lăudăm pe Tine, să te onorăm pe Tine, să-ți lăsăm, să-ți proslăvim, să-ți binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru, Împăratul nostru, Domnul nostru și Dumnezeu mântuirii noastre. Glorie, 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 glorie Ție, laudă Ție, mărire Ție, onoare și osanare Ție. Îți aducem, Tată, din toată inima noastră și cu întreagă ființa noastră, lăudat și slăvit, onorat și înălțat să fie numele Tău, păstorul nostru, părintele nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre. Aleluia, Sabaoth, Domnul mântuirilor. Aleluia, Iisuse, Mântuitorul nostru, Răscumpărătorul nostru, Salvatorul nostru, Izbăvitorul nostru, lăudat și înfețat și înstit și
Ne predăm înaintea Ta brațele Tale, în numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm și te slăvim, te lăudăm și te preamărim, Tatăl nostru și Domnul nostru și Dumnezeu Dumnezeu noastră. Te lăudește-ne pe care și însoțește-ne, să slujim astfel de laudă slavei Tale, să aduce mărire, onoare și slăvire, să răspândim mireasma cunoașterii Tale, să răspândim aroma care vine de la Tine prin jertfe de laudă, de mulțumire, prin cântări și prin mărturisire, prin trăirea frumoasă, ca în timpul zilei, cestind și proslăvind numele Tău, Tatăl nostru, Domnul nostru, Dumnezeul mântuirii noastre, lăudat și slăvit să fie numele Tău, Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, glorie ție în veci, aleluia, amin, amin. Dragi frați și surori, iubită biserică, vă salutăm în numele Domnului Iisus și dorim binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre noi. Vă invit să continuăm închinarea noastră, îndreptând atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu, Epistola către Romani, capitolul 8, citind Cuvântul Domnului de la versetul 12 până la versetul 27 inclusiv, pagina 1101 în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu. Epistola către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 12, să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, inspirat prin Duhul Sfânt, scris de Sfântul Apostol Pavel. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de, cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă, că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile naștere, și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Amin. Aici cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură și am dorit să continuăm să ne închinăm Domnului în rugăciune, ca El să binecuvinteze acest cuvânt, predicarea Evangheliei în această dimineață, cântările de laudă, părtășia noastră și slujirea noastră împreună înaintea Domnului. De asemenea, dorim să simțim cu cei care trec prin suferințe, așa cum am auzit și din citirea
adusă înaintea noastră, că natura suferă și noi, cei care avem cele dintâi roade ale Duhului, încă suferim. Și avem frași și surori care trec prin suferințe și dorim să simțim alături de dânsii și să cerem binecuvântarea și îndurarea Domnului peste ființele lor. De asemenea, ne unim în mulțumire cu sora Mariana Morar, care scrie: doresc să mulțumesc Domnului pentru ajutorul lui în intervenția chirurgicală care am avut-o și de asemenea mulțumesc întregii biserici că m-a purtat în rugăciune. Domnul Iisus să fie slăvit în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru ajutorul dat și sorei Mariana și îi dorim o recuperare completă. Ne rugăm Domnului pentru cei care sunt îndoliați din sânul bisericii, surori care sunt văduve, copii care sunt orfani. Cerem cercetarea Domnului, îmbărbătarea Domnului și prezența Domnului peste dânsii și să simtă mâna cea bună, protectoare în viața lor. Ne rugăm pentru cei care sunt pe lista de pe ecran din fața noastră, ca Domnul să cerceteze pe fiecare. Ne rugăm apoi în continuare pentru sora Ana Ghiurău, fratele Teodor Șvab, ne rugăm pentru fratele Gabi Buna, părinții fratelui Ovidiu Buna, fratele Doru Filip, sora Mia Fițui, Camița Patricia, ne rugăm pentru Nicolae Paris, ne rugăm pentru Sorin Pantiș, fratele Dorin Cîcău, familia dânsului, fratele Gheorghiță. Ne rugăm Domnului pentru frați și surori în vârstă, fratele Pavel, spuneam miercuri seara, a trecut prin niște suferințe mai mari săptămâna trecută, a fost chiar și la spital, dar mulțumim Domnului că durerile s-au ameliorat și ne rugăm Domnul să-L binecuvinteze cu alinarea suferinței și cu sănătate, putere și pe dânsul, sora Florița de asemenea este slăbită și toți ceilalți frați și surori care sunt în vârstă, apăsați de povara durerii sau de povara anilor. Ne rugăm Domnului pentru familie bisericii, relația în familie, soț și soție, părinți și copii. Ne rugăm pentru tinerii bisericii, Andrei Ghiurău, îl aducem înaintea Domnului. Rezolvare cu acte aici în Statele Unite, nevoia de locuri de muncă de asemenea. Pentru cei care călătoresc, mulțumim Domnului că dintre familiile care au fost plecate și în România, vedem cu noi în această dimineață, de asemenea fratele Alex, sora Morica, ce au fost plecați aici în Statele Unite, s-au întors cu bine și slăvim pe Domnul pentru purtarea sa de grijă peste fiecare. Ne rugăm pentru ceilalți care călătoresc, fie aici în Statele Unite, în România sau în alte locuri, interes de serviciu sau de familie, Domnul să vegheze peste fiecare și să-i păzească de orice rău. Ne rugăm Domnului pentru lucrarea de evangelizare, care vrem să o aducem înaintea Domnului, și misiune, pentru școala biblică de vacanță, ce va începe cu ajutorul Domnului mâine după masă, picnicul evanghelistic ce-l vom avea duminica viitoare, apoi pentru primul weekend din august, fanfara va fi în misiune la Florida, la Hollywood, la Naples. După aceea, tinerii cu fratele Romi vor fi plecați la Camp Patmos și apoi împreună cu soția voi pleca în misiune în Africa după 15 august în Kenya, Rwanda, Uganda. Peste toate acestea cerem îndurarea Domnului, cerem protecția Domnului, cerem călăuzirea Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm pentru biserica persecutată, aducem înaintea Domnului, Coreea de Nord, în China, în țări musulmane, pentru fratele păstor care este închis de aproape 2 ani în Turcia, ca Domnul să-i dea eliberare și să poată să întoarcă aici în Statele Unite la familie. Să ne rugăm Domnului pentru protecția sa peste noi aici în Statele Unite, să ne rugăm pentru un grup care zile trecute în Branson, Missouri, s-a venit o furtună mare, s-au unecat și dintr-o familie am înțeles că sunt 9 persoane care au decedat în felul acesta. Am dorit ca Domnul să mângâie pe cei care au rămas îndoliați și Domnul să aibă milă și să păzească pe copiii săi. Ne rugăm pentru protecția Domnului peste România, peste Israel, Haiti și peste noi toți. Dacă dumneavoastră aveți vreo nevoie care doriți să o aduceți de asemenea, vă rog să o faceți. Dacă prin ridicare de mână doriți să aduceți nevoia dumneavoastră, Domnul să ia aminte, frate Romi.
Amin. Să ne unim cu toți împreună înaintea Domnului în rugăciune, așa cum să ne ridicați pe picioare. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim de iubirea Ta, de bunătatea Ta, de harul Tău, de îndurările Tale care ai binevoit să le arăți față de noi, de slăvim pe Tine, Te lăudăm pe Tine pentru ajutorul dat, sore Mariana Morar, pentru binecuvântarea Ta cu care ai însoțit-o, Doamne, îți mulțumim și Te slăvim, îți mulțumim și Te lăudăm și dorim, Doamne, binecuvântarea prezenței Tale, binecuvântarea protecției Tale să fie, Doamne, mai departe peste ea, peste familia ei, peste cei în suferință, peste cei îndoliați, peste noi aici, Doamne, binecuvântă școala biblică de vacanță, binecuvântă picnicul evanghelist, Doamne, fie evangheliste, fie protecția Ta, fie călăuzirea Ta, fie îndrumarea Ta, Doamne, harul Tău, cercetarea Ta, Doamne, să se manifeste, Tată Ceresc, prin Duhul Tău cel Sfânt, prin puterea Ta divină, Doamne, și Domnul nostru, VBS, copiii, Doamne, părinții, învățătorii, fratele Romi, fratele Gabi și toți ceilalți, Doamne, binecuvântă lucrare de la picnic, Doamne, surorile, frați, în pregătire, în organizare, dăruiește-ne o vreme potrivită, plăcută, Doamne, binecuvântă Evanghelia să aibă putere, autoritate prin Duhul Sfânt, o, Doamne, binecuvântă, Te rog, fanfara, Doamne, în misiune și pe mine cu ei, Doamne, binecuvântă tinerii la Camp Patmos, o, Doamne, cu prezența Ta, cu călăuzirea Ta, binecuvântă-ne lucrarea de misiune, Doamne, și în toate să fie numele Tău onorat și înălțat, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, glorie Ție în veci, aleluia. Amin, amin. Voi vii să dăm mâna unii cu alții, ne salutăm cu drag în numele Domnului Iisus, dacă nu ne cunoaștem să ne prezentăm. Ne bucurăm de purtarea de grijă a Domnului și de harul Său arătat față de fiecare dintre noi, privilegiul binecuvântat de a fi în casa Domnului și împreună în părtășie cu Domnul și unii cu alții, închinându-ne Domnului prin rugăciune, cântare. Și de asemenea dorim să cerem lumina, călăuzirea Domnului, așa cum ne-am rugat deja, pentru înțelegerea Sfintelor Scripturi și voința noastră să fie înduplecată voinței Domnului, sub luminarea Duhului Său și astfel trăirea noastră să fie o trăire binecuvântată, o trăire
în care să reflectăm tot mai mult chipul Domnului Iisus Hristos și în care să se vadă manifestarea Duhului Sfânt în cuvintele noastre, în atitudinea noastră, în comportarea noastră, în relațiile noastre. Și aș dori în câteva minute să privim la o parte din pasajul citit în această dimineață, sub acest gând, credinciosul și Duhul Sfânt, sau Duhul Sfânt și credinciosul. Relația pe care Sfântul Apostol Pavel o prezintă aici în Romani, în capitolul 8, porțiunea care o să privim asupra ei, Romani capitolul 8, s-a vorbit duminica trecută dimineața, primele 11 versete, reprezintă ca un pisc spiritual în scrierea paulină în ceea ce privește viața credinciosului, fiind eliberat, fiind biruitor, fiind de asemenea însoțit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și unii consideră Roman capitolul 8 ca fiind de asemenea capitolul Duhului Sfânt, în care Apostolul Pavel arată importanța, arată necesitatea prezenței, manifestării Duhului Sfânt în viața credinciosului. Este și un capitol care vorbește despre siguranța pe care o are credinciosul în trăirea lui și în speranța, în nădejdea pe care el o are înaintea lui Dumnezeu. Și de asemenea, dacă am fost atenți și nu e prima dată când noi privim la acest pasaj din Roman capitolul 8, aici se arată posibilitatea trăirii credinciosului, fie având o gândire carnală, firească sau lumească, așa cum este numită în altă parte de către Sfânta Scriptură, sau Apostolul Pavel în epistola către Corinteni vorbește despre creștini sau credincioși carnali, lumești, fie având o gândire și o trăire duhovnicească, spirituală. Și în ambele categorii se vorbește ca fiind creștin. Însă este un tip de credincios, de creștin, care având prezența Duhului Sfânt și având această gândire duhovnicească, are o viață de biruință, are o viață plină de optimism, o viață plină de încredere, sau un alt tip de credincios care mereu oscilează, viața este o viață mai mult sinusoidală, o viață în care e plină de frământări, plină de neliniște, de nesiguranță, și în felul acesta nu are acea certitudine care este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne vorbește, începând cu versetul 12, așadar, deci ca o concluzie la ceea ce el scrisese deja în primele 11 versete, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Noi nu mai datorăm nimic. Și termenul de fire pământească de asemenea se traduce cu carne. Despre om se vorbește ca având partea aceasta carnală, de asemenea este partea somatică a trupului și este partea psihică sau sufletească a trupului și apoi la nivelul superior, putem să-l numim, este partea spirituală a trupului. Astfel, când Sfânta Scriptură vorbește despre trup, este aspectul acesta al trupului ca și o rezidență, ca un centru în care este
prezența Duhului Sfânt și în felul acesta trupul este prezentat ca fiind templu al lui Dumnezeu sau templu al Duhului Sfânt, sau este de asemenea prezentat, așa cum vorbește aici Apostolul Pavel, că în trupul acesta este ceea ce se înseamnă manifestarea cărnii, a naturii vechi, a naturii adamice, a naturii păcătoase, care are niște principii și de trăire și îndemnuri care sunt contrare naturii dumnezeiești și contrare voii lui Dumnezeu. Astfel, în trupul nostru există, pe de o parte, aceste impulsuri, aceste îndemnuri, aceste afecte care sunt naturale, sunt carnale, sunt lumești și care îndreaptă atenția noastră înspre lumea aceasta naturală exterioară. Și omul sau credinciosul care are o gândire de felul acesta firească, naturală, el poate să privească la lucrurile religioase și poate să aibă o gândire religioasă. De asemenea, sunt îndemnurile sau tentațiile carnale care conduc înspre imoralitate sau ceea ce conduc înspre a urmări lucrurile naturale, lucrurile materiale. Astfel poți să găsești credincios care poți să arate că sunt religioși, urmăresc lucrurile religioase, dar ele nu sunt urmarea unei relații personale cu Domnul Iisus Hristos și a unei părtășii intime și strânse cu Domnul Iisus Hristos, ci sunt doar lucruri învățate la nivelul acesta carnal, natural, firesc. Dar este celălalt tip de credincios pe care îl prezintă Apostolul Pavel, care are gândirea transformată, are gândirea înnoită. Și această transformare sau înnoire a gândirii, ea vine în urma acceptării cuvântului lui Dumnezeu și a manifestării Duhului Sfânt în viața acelei persoane. Și ambele acestea pot să fie în ceea ce este trupul nostru. Și ca și credincioși, noi suntem chemați să ne evaluăm, să ne verificăm, să ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și în trăirea acestei părtășii, acestei intimități, acestei relații strânse cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și aceasta nu se poate face decât având o gândire înnoită, în care sediul sau rezidența este rezervată Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa scrie Apostolul Pavel în versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, adică firești, natural, ci duhovnicești, dacă, și aici această condiție, Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și aici expresia aceasta de a locui vine de la termenul care vine și termenul de casă, termenul de locuință, ceea ce presupune ideea unei rezidențe permanente, nu a unei vizite. Nu? Noi fiecare avem musafiri și noi la rândul nostru am fost, suntem și vom fi musafiri pentru cineva. Cum este un musafir, el vine pentru un timp, îi oferi condițiile cele mai bune care poți să îi le oferi, dar după un timp te aștepți că se va duce mai departe, nu? Cum e vorba românului, călătorul își șade bine cu drumul. Deci un musafir este pentru o perioadă de timp. Când eram în armată, în România, aveam un subofițer, plutonier de companie, Bodea îl chema, și el avea o expresie, el era la partea la magazie și când mergea soldatul acolo, întrebarea era scopul și durata vizitei. Pentru ce ai venit aici și cât timp stai aici la birou la mine? Ce ai nevoie? Duhul Sfânt, în relație cu credinciosul, el nu este un musafir. Nu este așa cum în
Vechiul Testament vedem că Duhul Sfânt venea peste un bărbat sau femeia lui Dumnezeu, se manifesta printr-o lucrare, fie că prorocie, fie lucrare de putere, și apoi zice că pleca de la el. În Noul Testament și în trăirea noastră ca și credincioși autentici, Duhul Sfânt își așează reședința, își are, dacă vreți, adresa în fiecare credincios, și el este suficient de mare, suficient de mult ca să poată să locuiască în fiecare credincios și fiecare credincios să se bucure de această prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și astfel prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului îi dă putere credinciosului să vină în prezența lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, cum spunea Domnul Iisus Hristos. Prezența Duhului Sfânt în credincios identifică pe credincios ca aparținând Domnului Iisus Hristos. Așa cum spune mai departe, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și aici Duhul lui Hristos sau Duhul Sfânt este același lucru. Prezența Duhului Sfânt în credincios, de asemenea, ne dă această putere de a birui ispitele, de a birui tentațiile care pornesc din interiorul nostru sau care vin din exteriorul nostru, pentru că prezența Duhului Sfânt în credincios este ceea ce dă viață spirituală credinciosului. Viața spirituală în viața în credincioși, în trăirea credinciosului, nu este decât prin prezența și manifestarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care face și cuvântul să fie viu și lucrător în viața credinciosului. Cuvântul poate să fie și este asemănat în Sfânta Scriptură ca și un ciocan, însă puterea care dă energie acestui ciocan, cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune despre cuvântul său că el este Duh și viață, slăvit să fie Domnul. Astfel noi, ca și credincioși, ca Biserică Pentecostală, noi mărturisim lucrarea Duhului Sfânt prezentă, actuală în viața credinciosului. Nu este doar ceva de domeniul trecutului, de domeniul istoric, ci Duhul Sfânt este o manifestare prezentă și se vede deosebirea între credinciosul cu gândire duhovnicească, prezența a Duhului Sfânt, și credinciosul în care Duhul Sfânt nu se manifestă într-un mod plenar sau într-un mod activ, pentru că sunt căutări diferite, este un vocabular diferit, sunt relațiile diferite, sunt priorități diferite, sunt valori diferite. Astfel, având prezența Duhului Sfânt în viața noastră, având lucrarea Domnului Iisus Hristos în ființa noastră, noi suntem eliberați, nu mai suntem sub condamnare. Și de asemenea, Apostolul Pavel ne spune, și mă întorc la versetul 12, noi nu mai avem nicio datorie față de ceea ce este firesc, ceea ce este pământesc. Adică nu mai avem nicio obligație, ci datoria noastră, responsabilitatea noastră, obligația noastră este față de Duhul lui Dumnezeu, față de Domnul Iisus Hristos, față de Tatăl nostru din ceruri, și trăirea noastră astfel este o trăire care totdeauna se verifică în cât de mult sunt eu plăcut Domnului Iisus Hristos, în cât de mult eu sunt plăcut Tatălui nostru din ceruri. Nu în cât de mult mă iubește El pe mine, pentru că El mă iubește și și-a demonstrat iubirea sa prin jertfa Domnului Iisus la Golgota, și-a demonstrat iubirea sa că m-a răscumpărat de sub puterea păcatului, m-a răscumpărat de sub condamnarea păcatului, m-a binecuvântat cu Duhul Său cel Sfânt, m-a făcut o creație nouă, sunt o zidire nouă înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este:
cât de plăcut îi sunt eu lui Dumnezeu, cât de plăcut îi ești tu lui Dumnezeu. Și plăcut lui Dumnezeu nu putem să fim decât prin prezența Duhului Sfânt în noi, având această gândire duhovnicească, având această gândire transformatoare. Și apoi Apostolul Pavel merge mai departe și ne arată că prin Duhul Sfânt sunt mortificate faptele trupului sau faptele firii pământești. Prin Duhul Sfânt ele sunt omorâte. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Slăvit să fie Domnul! Nu avem prin noi înșine puterea de a omorâ, de a anula. Ce este sensul aici? De a anula faptele firii pământești. Există oameni care fac eforturi deosebite în direcția aceasta. Fac eforturi căutând să se izoleze de lume, să se izoleze de ceea ce poate fi ispititor pentru ei, ceea ce poate fi tentant pentru ei, să trăiască singuri, să fie într-o stare în care să nu fie tulburați din afară. Și totuși, neavând prezența Duhului Sfânt, neavând prezența activă a Duhului Sfânt, ajung să cadă, ajung să păcătuiască, ajung să facă lucruri care apoi le regretă, care apoi le plâng și se întorc înapoi spre ei și unii se întorc și înspre Dumnezeu. Ceea ce dă putere în ființa noastră, în viața noastră de a anula influențele carnale din noi, pentru că acestea le are fiecare. Fie că este un tânăr, fie că este o persoană în vârstă de 90 de ani, el există. Se manifestă sub diferite forme, nu se manifestă în aceleași forme, ci sunt diferite forme de manifestare. Într-o anumită perioadă a vieții, ele se manifestă îndreptând mai mult atenția înspre ceea ce este carnal, înspre ceea ce este lumesc. În alte perioade ale vieții le îndreaptă înspre regrete, înspre supărări, înspre păstra amărăciune. Și astfel vezi persoane în vârstă care poate de mulți ani, am spune noi, pe calea credinței și trăiesc amărăciunea, trăiesc descurajarea, trăiesc deznădejdea, pentru că acestea sunt lucrări ale naturii umane în noi. Ceea ce dă putere să le depășim este din nou cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Altfel, efortul personal nu ajută. Ceea ce trebuie să facem e să cedăm, să ne predăm Duhului Sfânt. În loc să luptăm împotriva acestor lucruri, nu luptăm împotriva lor, ci ne îndreptăm atenția spre Domnul Iisus, spre Duhul Sfânt. Și Duhule Sfinte, pătrunde în viața mea, cuvânt divin, pătrunde în mintea mea și ne deschidem astfel și primim această putere. Se vorbea duminica trecută despre aceste două legi care există, legea gravitației pe de o parte și apoi se vorbea despre legea termodinamicii, când un obiect are această formă termodinamică, are o anumită viteză și atunci se suspendă oarecum legea gravitației. Legea Duhului Sfânt pătrunde în noi și are puterea să suspende, să anuleze aceste legi naturale din noi, aceste legi carnale din viața noastră. Și aceasta ne conferă nouă siguranță, ne conferă nouă asigurare pentru trăirea noastră și îl slăvim pe Domnul pentru aceasta. Astfel, datoria noastră, dacă nu suntem datori firii pământești, datoria noastră față de Duhul Sfânt este să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Căci toți cei ce sunt, zice, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Să lăsăm ca Duhul Sfânt cu adevărat să ne călăuzească.
Și expresia aceasta de călăuzire are câteva sensuri din limba Noului Testament. Unul dintre sensuri este acesta de a duce cu sine sau a purta cu sine. E ca și cum îl iei copilul în brațe și îl duci ca părinte din cameră, nu s-a jucat în camera de zi, în the living room, s-a jucat seara târziu, s-a jucat până a căzut, acolo obosit și a dormit. Și ce face părintele? Își pune mâinile sub el, îl ia pe brațe și îl duce de acolo în dormitor și îl pune apoi să se odihnească. Probabil dacă nu e în pijamale, îl schimbă și îl pune. Îl ia pe brațe și îl duce. Aceasta face Duhul Sfânt cu noi. Ne ia pe brațele sale, în sensul de călăuzire, ne ia și ne poartă cu sine, ducându-ne înspre destinație. Are sensul și de ghidare, de conducere, este în fruntea noastră și spune: veniți după mine, urmați-mă pe mine, pentru că eu, Duhul Sfânt, îl glorific pe Domnul Iisus Hristos. Urmați-mă în glorificarea Domnului Iisus Hristos. Are de asemenea și sensul de direcționare spre un anumit drum și ducerea la destinație. Nu vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat ca în viața aceasta de câteva ori să fiu în diferite locuri, chiar și în România, căutând o adresă. Și pe vremea aceea nu erau GPS-uri, străzile în România sunt așa cum sunt și întrebam în stânga, în dreapta, uite, caut locul respectiv. A fost, de exemplu, că am căutat casă de rugăciune și unii ziceam: nu știu unde este, n-am auzit. Pentecostal, zice, nici n-am auzit că pot să fie așa, în orașe din România. Dar a fost situație când am întâlnit om care a zis: știu unde este și uite, vin cu tine până acolo. Și m-a luat de unde eram, pierdut, dezorientat, debusolat și a mers cu mine până în poarta casei de rugăciune și mi-a zis: uite, aici este casa de rugăciune. M-a luat și m-a dus până acolo. Asta face Duhul Sfânt. Ne ia de unde suntem în călătoria vieții noastre și împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, El ne duce până la destinație. El nu doar că ne arată unde să mergem, ci El este împreună cu noi și ne conduce până la destinație. Slăvit să fie Domnul! Aceea prezența Duhului Sfânt în viața noastră ca și credincioși este esențială. Nu putem să trăim fără prezența Duhului Sfânt. Și în final, Apostolul Pavel ne scrie aici, am să închei cu aceasta: prin Duhul Sfânt noi suntem înfiați, adoptați în familia lui Dumnezeu. Nu, Biblia spune, am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Cum? Prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt este Cel care ne ia de acolo de unde eram și unde trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia, în păcatele acestei lumi, în deșertăciunea acestei lumi, după plăcerile acestei lumi. Și a venit la noi Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu ni s-a vestit și Duhul Sfânt a fost și ne-a luat și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Ne-a pus în familia lui Dumnezeu și suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și acest Duh Sfânt nu este un duh de robie, spune, ca să mai avem frică, ci este un duh de înfiere care ne face să strigăm înspre Dumnezeu: Ava, adică Tatăl, mărit să fie numele Domnului. Ești înfiatul lui Dumnezeu. Când cineva este înfiat într-o familie nobilă, bogată, înstărită, copilul respectiv este invidiat de către ceilalți unde el a locuit, unde el a trăit. Vai, zice, ce viitor strălucit o să aibă, vai, ce bine are să-i fie, vai, ce condiții bune o să aibă acum. Și așa este. Dar nu există nicio familie, nu există niciun părinte mai nobil, cu resurse mai mari, cu binecuvântări și bogății mai multe decât Tatăl nostru din ceruri.
Este adevărat că unele lucruri, și scrie mai departe Pavel, nu se văd acum. Acum încă trăim în trupul acesta, încă suferim împreună cu natura, dar avem speranță, avem nădejdea. Vine ziua arătării Domnului Iisus în glorie și Duhul Sfânt ne va lua și ne va duce să-L întâmpinăm în văzduh. Și vom fi astfel totdeauna cu Domnul. Dragi frați și surori, vă încurajez, vă îmbărbătez să nu întristăm pe Duhul Sfânt, să ascultăm de Duhul Sfânt, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și să primim mărturia Duhului Sfânt în viața noastră. Că versetul 16 spune, însuși Duhul, și vorba de Duhul Sfânt, adeverește, adică mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și astfel suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, ai mântuirii, ai vieții veșnice, comoștenitori cu Domnul Iisus Hristos. E doar foarte puțin din ceea ce Duhul Sfânt face în viața noastră ca și credincioși, dar este suficient ca viața noastră să fie transformată, ca trăirea noastră să fie diferită de acelorlalți oameni. Ca să fie căutările noastre, aspirațiile noastre, dorințele noastre diferite. Ca să ne găsim plăcerea în părtășia Bisericii Domnului Iisus, mai mult decât în părtășia altor lucruri, a televizorului, a filmelor, a meciurilor, a distracțiilor, în părtășia cu copiii Domnului. Că acolo e prezența Domnului, acolo e bucuria Domnului și bucuria Domnului este tăria noastră. Slăvit să fie Domnul în veci și îi mulțumim că ne-a dat acest har și ne bucurăm de El. Amin. Aș dori acum să spunem bun venit și musafirilor noștri și de asemenea și fraților, surorilor care au fost plecați. V-ați întors, frate Dorin Forgaciu va aduce salutul puțin mai târziu, a fost cu fratele Marius, s-a întors, sora Florica, Ligia, Semida, v-ați întors, slăvit să fie Domnul că va veghea peste dumneavoastră și v-ați întors cu bine. Fratele Nelu, sora Dana, dacă aveți un salut, îl primim cu bucurie, dânsul s-a întors din România. Mulțumim frumos pentru psalmul 84, mai lung, le primim și fiecare să le citim, dar le primim cu bucurie și ne bucurăm că Domnul a fost cu dumneavoastră și v-ați întors cu bine. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, ne bucurăm că s-a întors, eu spun acasă, fratele Frățilă spune nu aici acasă, dar vă spunem bine, v-ați întors, frate Frățilă. Dacă și dumneavoastră aveți vreun salut pentru noi, Biserica Vestea Bună din București sau de la alți frați, primim cu bucurie. Dacă puteți să oferiți studențului un microfon, vă rog. Mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră în biserica în care și fiul meu a fost membru. Nu știu dacă peste un an voi mai ajunge din nou la dumneavoastră în biserică, întrucât cu pași repezi mă apropii de 83 de ani. Domnul să vă binecuvânteze. A trecut un an de suferință și nu există zi de la Domnul aproape să nu spun și eu ca și David. Știți că David
Când a venit Saul să-l anunțe ce s-a întâmplat cu Absalom, David a întrebat ce face tânărul Absalom și Saul îi spune: împărate, toți dușmanii tăi se facă ca și Absalom. David și-a dat seama că fiul său a murit și a început să plângă și să spună: Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu, de ce n-a murit eu în locul tău? Așa spun și eu aproape în fiecare zi: Dan, fiul meu, de ce n-a murit eu în locul tău? Când un părinte își pierde un fiu sau o fiică, durerea este atât de mare încât cuvintele sunt prea sărace ca să poată să exprime. De asemenea, cei din jur nu pot să înțeleagă în adevăratul sens profunzimea durerii decât dacă au trecut pe acolo. Vreau încă o dată să mulțumesc bisericii, conducerii bisericii, pentru modul în care a organizat funerariile pentru fiul meu și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de familia fiului meu la acest tragic eveniment. Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvinteze cu mângâiere, cu îmbărbătare, tărie spirituală și psihică și de asemenea sănătate fizică și ne bucurăm că sunteți cu noi. Domnul să fie cu dumneavoastră. De asemenea, sora Ana Pantiș este împreună cu noi, venită din Phoenix, Arizona. Vă salutăm pe dumneavoastră cu drag, aveți un cuvânt de salut. Dorim să aveți un timp plăcut și binecuvântat aici. Apoi avem împreună cu noi din România fratele păstor Gabriel Schmalberger și sora Iulia. Vă invit să vă ridicați, vă salutăm. Vin de la Biserica Flacăra Speranței din Constanța. Vă spunem bine ați venit. Dânsul de asemenea slujește ca și decan academic și la Centrul Român de Studii Transculturale din Agigea. Dorim binecuvântarea Domnului lucrării din Constanța. Știm, un oraș mare, secetos de asemenea, pietros, și Domnul să înmoaie prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Său inima oamenilor și să se întoarcă la Domnul. De asemenea, familia Olar, Cornel și Mihaela, vă invităm și pe voi să vă ridicați, slujesc tot în cadrul CRST-ului la Agigea, bine ați venit și la familie aici, la familia mai mare biserică. Dorim să aveți un timp binecuvântat, să vă bucurați aici și să fiți sub protecția Domnului. Mai e cineva cu noi care ne vizitează sau din sânul bisericii, care are un salut? Dacă nu, continuăm închinarea noastră înaintea Domnului. Corul se va pregăti să laude pe Domnul printr-o cântare spre slava Domnului și apoi vom asculta și un cuvânt și despre lucrarea Domnului din Constanța, din județul Constanța, Dobrogea, prin fratele Gabriel și ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și dorim Domnul să-l binecuvinteze.
Bună dimineața și pace, o bucurie și un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră în această zi, în biserica dumneavoastră. Mă bucur să am ocazia să fiu pentru prima oară în Michigan și să vizitez persoane mai cunoscute sau persoane necunoscute, dar care au în comun un lucru, faptul că sunt copiii lui Dumnezeu și au aceeași preocupare ca și noi cei din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amen. Dragii mei, numele meu este Gabriel Schmalberger și împreună cu soția mea suntem pentru prima oară în Statele Unite cu dorința de a vă prezenta în scurte cuvinte lucrarea pe care o facem în Dobrogea, în orașul Constanța, și pentru introducere aș dori să folosesc un material video de câteva minute. Îi rog pe cei de la audio-video să îl monteze. Mulțumesc! Biserica Flacăra Speranței este visul unui om al lui Dumnezeu care a primit chemarea să planteze o biserică evanghelică într-un cartier al Constanței, foarte populat, cu multe blocuri turn, cu vegetație abundentă, străjuit de două lacuri, cartierul Tomis Nord. Biserica Betel, în care Gabriel Schmalberger era slujitor, a încurajat această viziune și în anul 2013, la sărbătoarea Paștelui, a fost prezentată echipa care se va dedica plantării bisericii. Timp de câteva luni, zona a fost străbătută, înconjurată și scăldată în rugăciune. În echipe de câte doi, în mod individual sau la întâlnirile de grup, am chemat numele Domnului peste Tomis Nord, ne-am rugat pentru problemele oamenilor din cartier, în mod special pentru mântuirea lor. După aceasta s-a pornit evangelizarea. A fost un timp în care s-a semănat intensiv Evanghelia prin sondaje cu teme creștine, activități sportive. Oamenii au văzut dragostea lui Dumnezeu prin programul Kids Games. La concertele cu Profides. Sau Not an Idol. La evenimentul Bus for Life. Sau cu lui Spalau Ministri. De Paște, de Crăciun sau de Ziua Națională am sărbătorit în felul nostru. Am distribuit literatură creștină, am invitat corul Bisericii Betel sau grupul de copii și prin cântece, poezii sau mesaje biblice am adus vestea împăcării omului cu Dumnezeu. Din august 2016 am închiriat un sediu pe lângă Boema. Aici ne-am putut întâlni pentru închinare peste săptămână și de două ori pe lună, duminica seara, la slujbe. Cu cei interesați am parcurs cursul Alfa, în care timp de 10 săptămâni am studiat învățăturile de bază ale Scripturii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei de aproape sau de departe, care prin rugăciune, prin sprijin moral sau material, au încurajat și au ajutat până în prezent la înființarea Bisericii Flacăra Speranței Constanța. Mulțumim Bisericii Mamă, Biserica Betel, fără de care acest moment inaugural nu ar fi fost posibil, pentru că acolo noi l-am cunoscut pe Domnul, acolo am primit viziunea, acolo am fost echipați pentru slujire, de acolo am fost trimiși. Ne încredem în Dumnezeu, singurul care cunoaște binecuvântările pe care le are pregătite pentru Flacăra Speranței Constanța. Visul nostru este ca alături de celelalte biserici din oraș să aducem aici împărăția lui Dumnezeu și mulți oameni să-L cunoască, să-L slujească și să-L iubească pe Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat!
De mai bine de 60 de ani de când există Biserica Pentecostală în orașul Constanța, mai mult partea de sud și centrală au fost slujite prin intervențiile pe care le-au avut aceste biserici și zona de nord a fost totdeauna vitregită. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 2017, când s-a înființat această biserică, Flacăra Speranței Nord, Dumnezeu binecuvântează și oamenii dintr-o zonă care a fost uitată multă vreme și mulțumim Domnului pentru că ne-a dat ocazia nouă, familiei mele și celorlalte familii implicate în această slujire, să ducem speranța mântuirii oamenilor care au nevoie de ea. Domnul să fie lăudat! Suntem aici în biserica dumneavoastră și să vă prezentăm ceea ce facem și să vă ajutăm să înțelegeți faptul că zona aceasta de țară, Constanța, orașul, județul și în general sud-estul României nu seamănă cu alte zone ale țării. Poate că dumneavoastră veniți din Banat, Ardeal, Bucovina, Moldova și sunteți obișnuiți cu altă dinamică a lucrării. Atunci când le spui oamenilor că ești creștin evanghelic, baptist sau pentecostal, ei cunosc mai bine aceste denominații. În zona noastră vreau să vă spun că oamenii se uită ciudat atunci când spunem că suntem de altă religie decât ortodoxă, ne cataloghează repede ca sectanți, de multe ori când vrem să facem evanghelizare pe stradă, unii oameni ne tolerează, alții se uită ciudat și ne resping, dar asta nu considerăm că este un motiv să renunțăm, ci din contră Dumnezeu ne dă tăria și voința să continuăm să-L facem pe-L cunoscut. Suntem obișnuiți cu dinamica aceasta de a vedea oameni întorși la Domnul destul de greu. Poate că într-un an, dacă stăm să adunăm oamenii care se întorc la Domnul într-o biserică medie sau de 100-200 de oameni, constatăm că nu se întorc atât de mulți, dar slăvim numele lui Dumnezeu pentru că și dacă cultura de acolo și conglomeratul acesta de influențe turcă sau una musulmană, faptul că sunt și macedoni, faptul că sunt și lipoveni, faptul că sunt și din alte popoare în zona noastră, nu este o piedică prea mare ca oamenii se întoarcă la Dumnezeu. Există nevoie de multă dragoste, există nevoie de multă determinare și credem că Dumnezeu a pus-o în noi ca să facem lucrarea aceasta. Vă îndemnăm în numele Domnului. Atâta cât ați reușit să cunoașteți prin această prezentare, să stați aproape de noi, să vă rugați pentru lucrarea din Constanța, pentru lucrarea din Dobrogea, să mijlociți înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să surpe legăturile întunericului și să deschidă poarta aceasta a cerului, a harului său, ca oamenii să ajungă în sfârșit să îl cunoască pe Dumnezeu, să fie o lucrare care are amploare și oamenii să populeze cerul, nu iadul. Amin? Mulțumim pentru că vreți să ne fiți aproape. Vreau în câteva minute, în scurte minute, să vă aduc și un mesaj din Scriptură și o să mă folosesc de un verset din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18. Înainte de 18 o să cită și 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și apoi versetul 18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Amin. De multe ori, atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu sau când îl ascultăm, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte menirea, scopul bisericii, oriunde în lumea aceasta. Dumnezeu a intenționat să existe biserica pentru că în modul acesta oameni care îl au în comun pe Iisus Hristos și mântuirea Lui pot să slujească și să servească lumea aceasta cu lumina și dragostea Lui Dumnezeu. Noi suntem așa de obișnuiți cu această dragoste. De multe ori nici nu ne mai dăm seama cât de hăruiți suntem și binecuvântați. Dar de multe ori când ne plimbăm printre oameni în orașul Constanța și le aducem acest mesaj simplu, nu? Ioan 3:16, oamenii, unii dintre ei sunt sensibilizați, vedem o reacție în viața lor.
Oamenilor le lipsește dragostea adevărată, ei o caută, toată viața o caută și au dorința să o găsească. Unii găsesc dragostea în familie, alții nu o găsesc nici acolo, dar cu siguranță toți oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu primesc o măsură specială din dragostea Lui. Și cât de liniștitor și plin de pace este să primești dragostea Lui Dumnezeu. Dragostea Lui Dumnezeu necondiționată, aș zice, chiar dacă El are așteptări și dorințe din partea copiilor Săi, dar El o oferă și când suntem buni și când suntem răi. Și dragostea aceasta Lui Dumnezeu este cea care ne motivează și pe noi să mergem mai departe și să o împărtășim. În biserică suntem obișnuiți să vorbim despre dragoste. În biserică suntem obișnuiți să auzim mesaje despre dragoste. De ani de zile, de când sunt copilul lui Dumnezeu și fac parte dintr-o biserică, am auzit multe mesaje care m-au încurajat la dragoste. După ce m-am căsătorit și mi-am propus să arăt dragoste față de soția mea, vreau să vă spun că în prima perioadă a căsniciei noastre, într-un mod emoțional am reușit să ofer dragoste. Dar dragostea aceasta, pe măsură ce se maturiza, era și încercată. Au venit încercările normale ale căsniciei și ale vieții. Au venit provocări prin boală uneori, au venit provocări prin slujirea pe care o facem. Și nu totdeauna a fost ușor să ne arătăm dragostea unul față de celălalt. Suntem diferiți. Suntem din familii diferite. Suntem uneori de culturi diferite. Noi cei din Dobrogea față de ceilalți din celelalte zone ale țării suntem diferiți și dacă nu am fi focalizați pe ceea ce este important, faptul că îl avem în comun pe Domnul, de multe ori am uitat că noi trebuie să ne iubim unii pe ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în versetul pe care l-am citit, nu doar să vorbim despre dragoste, nu doar să amintim ceea ce vrea Dumnezeu, ci să venim la fapte, să acționăm ca atare. Eu cred, dragii mei, că și pentru dumneavoastră și pentru noi cei din țară, această dorință a lui Dumnezeu este cât se poate de actuală. Dumnezeu își dorește că atunci când se plimbă în comunitățile noastre să vadă efectiv că noi iubim și iubim și cu vorba și cu fapta. Amin? Această dimensiune a dragostei care ne motivează la acțiune este poate ceea ce e mare nevoie în lucrările de evangelizare și misiune, lucrările în care biserica și conducerea ei și membralitatea, congregația trebuie să facă, să iasă în afară. Ne uitam în Scriptură când citeam 1 Corinteni 13 și vedem cum îmi definește prin Duhul Sfânt Apostolul Pavel dragostea și de multe ori ne depășește această definiție. Ne spunem că oare ar putea cineva să dea dovadă pe pământul acesta de o dragoste atât de mare și de profundă? Și într-adevăr, dacă trebuie să răspund sincer, vreau să vă spun că eu nu cred că omul prin propriile merite reușește să o împlinească. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, și prin meritele lui Dumnezeu este posibil, pentru că la timpul de rugăciune și apoi mai departe s-a vorbit despre Duhul lui Dumnezeu. Atunci când Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine și locuiește în noi, El reușește să facă supranaturalul, miraculosul, dintr-un om imperfect care nu reușește să-și iubească semenii, pentru că îi sunt diferiți. Și uneori trebuie să recunoaștem, este greu să ne iubim unii pe alții. Unii dintre noi suntem mai greu de iubit. Dar când vine dragostea lui Dumnezeu, când vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și ne face să ne vedem unii pe alții cu ochii Lui, cu ochelarii Lui, această dragoste devine posibilă. Și de multe ori dragostea lui Dumnezeu mă îndeamnă să-L accept pe cel care îmi greșește, să-L iert și să-I ofer șansa a doua, a treia și așa mai departe. De multe ori dragostea lui Dumnezeu mă face să înaintez cu lucrarea și chiar dacă oamenii mă resping, să continui să le împărtășesc despre Domnul, pentru că și ei au nevoie de acea speranță ca și mine. Ce ne-am face fără această dragoste? Nu poți să slujești omului decât dacă ai dragoste pentru om, nu-i așa? Asta te motivează să-ți accepți copiii. Ai multă dragoste pentru ei și sunt momente în viața copiilor și în creșterea lor când sunt nesuferiți și sunt greu de iubit. Și parcă ți-ar veni să-i spui, măi, dar mai lasă-mă în pace, că ai numai și numai probleme și numai mofturi.
Dar pentru că ești tată, ești mamă și iubești copilul, îl accepți. A doua zi o iei de la capăt, a doua zi privești din nou cu zâmbet și cu acceptare și continui să-i slujești, continui să-i fii aproape. Dragii mei, la încheierea acestui mesaj, aș vrea să vă motivez și pe dumneavoastră, așa cum mă motivez pe mine și comunitatea pe care o slujesc, să acționăm în dragostea aceasta. Lăsați-vă purtați de dorințele Domnului și niciodată nu vă lăsați purtați de fire. Firea de multe ori ne minte, firea de multe ori ne face să gândim ca lumea din jurul nostru. Gândiți-vă la Domnul chiar aici, chiar acum și întrebați-vă asta: Doamne, ce vrei să învăț prin dragostea pe care Tu mi-ai oferit-o? Cum vrei să slujesc prin dragostea pe care mi-ai oferit-o? Cum vrei să mă relaționez la oamenii din biserica aceasta, la comunitatea în care sunt, la oamenii cu care muncesc? Cum vrei, Doamne, să acționez prin dragostea aceasta? Și dacă Dumnezeu îți vorbește, dacă Dumnezeu subliniază ceva, supune-te voii Lui, acționează ca atare și cuvântul lui Dumnezeu ne promite binecuvântare. Domnul să vă însoțească și pe dumneavoastră și pe noi, să facem cinste numelui de creștini. Amin. Am dorit să ne unim în rugăciune înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului pentru biserica Flacăra Speranței, să ne rugăm pentru fratele Gabriel, sora Iulia, în lucrarea aceasta, să fie împuterniciți de Duhul Domnului, călăuziți, de asemenea protejați de orice fel de pericole, de orice fel de amenințări care pot să fie și să primească biruință și bucuria câștigării de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, dacă dintre dumneavoastră dorim să ajutăm în lucrarea aceasta, se poate face fie scriind un cec, fie punând în plic și să se menționeze Constanța, de exemplu, că este mai ușoră, și în felul acesta să fim o binecuvântare și un suport alături de suportul spiritual în rugăciune și un suport financiar, și Domnul să binecuvinteze și lucrarea de acolo și să binecuvinteze lucrarea de aici, să ne binecuvinteze și pe noi. Îmi doresc să ne rugăm Domnului și pentru picnicul evanghelistic care este înaintea noastră, cu ajutorul Domnului, pentru școala biblică de vacanță, de asemenea, care va începe mâine după masă, și de seară, după serviciu divin, va fi nevoie de câțiva frați și tineri și adulți care să dăm o mână de ajutor aici pentru amenajarea acestui loc, pregătirea lui pentru VBS. Ați observat că și în hol s-au făcut amenajări și am dorit să facem lucrul acesta după încheierea serviciului divin și vă rog să-l contactați pe fratele Romii și în felul acesta să facem această lucrare. De asemenea, peste săptămână, deci va începe luni de la 5:30, apoi de la 6 până joi și vineri dimineața de la ora 9 și nu vom avea alte servicii divine peste săptămână. Ne rugăm pentru VBS, ne rugăm pentru copii, ne rugăm pentru învățători, pentru voluntari, fratele Romii, fratele Gabi, protecția și călăuzirea Domnului să fie în această lucrare. Apoi, duminica viitoare, la picnicul evanghelistic, de asemenea, e nevoie să participăm, așa cum am făcut-o și în anii precedenți, cu dăruire, cu dragoste, în ceea ce înseamnă pregătirea, transportul, amenajarea acolo, pregătirea mesei la grătar, gogoș, tot ceea ce noi știm că este nevoie, și am să mai ofer sorei Dorina și dacă și fratele Flaviu Forgaciu doresc să aducă alte anunțuri spre finalul serviciului divin. Noi ca familie fiecare să aducem și câte un watermelon sau un pepene verde sau lebeniță sau lubeniță, cum vreți dumneavoastră să ziceți, ca să o avem ca și gustare acolo, partea în care să ne bucurăm în ceea ce se numește desertul. Apoi e nevoie de surori și sâmbătă dimineața de la ora 9, am înțeles, să vină aici în pregătirea cărnii pentru mici sau mai bine pentru pui.
Duminica din 5 august vom avea actul de cina Domnului la serviciu de dimineață, așa cum a spus la timpul de rugăciune, fanfara și voi fi și eu împreună cu ei, weekendul 3-5 august, o surgi la Biserica Elim din Hollywood, Florida și de asemenea din Naples, Florida, cu ajutorul Domnului și vă rugăm să ne purtați în rugăciune în continuare. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră și două anunțuri legate de partea administrativă cu privire la construcția care dorim să o avem cu ajutorul Domnului. A fost o perioadă mai de stagnare, de analiză, de cercetare. Ni s-au cerut anumite lucruri de la City of Troy, Planning Commission, sunt în lucru și am încheiat un contract cu o firmă CMA Designs, care să conducă lucrările de construcție, să se ocupe de partea aceasta și prețul care în urma estimărilor și a studiului care s-a făcut este la 2,1 milioane. Deci acesta va fi prețul conform estimărilor de acum cu privire la construcție. Săptămâna aceasta, înțelegând că azi e prima zi a săptămânii, vineri seara, ne vom întâlni și cu vecinii de aici din zonă pentru a le prezenta ceea ce am pregătit și a dezamorsa, ca să zic așa, puțin tensiunea pe care eu au față de noi. Vă rugăm să purtăm în rugăciune și această lucrare. De asemenea, la începutul lunii iunie a fost o furtună mai mare aici, peste partea aceasta a Michiganului și în Troy. Au fost mai multe plăci de shingles care le-a luat vântul. S-a discutat cu firma de asigurări pe care o avem și în urma studiului făcut am ajuns la convingerea că e mai bine să se schimbe tot acoperișul. Astfel, în perioada imediat, deja are 20 de ani acoperișul, primim și din partea companiei de asigurare o sumă care să acopere o parte din construcția sau din schimbarea acoperișului și de asemenea va fi și din partea noastră ca biserică și prin firma New Era Construction, fratele Flaviu, vom face această lucrare. Prețul total va fi la $75.000 schimbarea întregului acoperiș. Ne rugăm pentru protecția Domnului în lucrarea aceasta din partea firmei de asigurări. Estimarea care am primit-o este la $41.000. Mulțumim de ajutorul care Domnul a dat și în această lucrare și astfel să o putem face. Am dorit acum să ne ridicăm pe picioare și am dorit să ne unim în rugăciune pentru lucrările acestea în mod deosebit pentru Biserica Flacăra Speranței, pentru VBS, pentru Picnicul Evanghelistic, cerând călăuzirea, protecția Domnului și apoi după rugăciune vom închina Domnului și cu darurile noastre și după rugăciunea în comun prin fratele Alex Pusta, am dorit să continuăm să ne rugăm Domnului. Amin. Ne rugăm. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre, în numele Domnului Iisus Hristos, venim cu inimile noastre, cu ființele noastre și îți mulțumim de dragostea ta, îți mulțumim de bunătatea ta, de îndurarea ta. Ne rugăm, Doamne, pentru fratele Gabriel, pentru sora Iulia, Doamne, pentru echipa cu care dânsii slujesc acolo, Doamne, echipa de laudă și închinare, echipa de învățători, Doamne, de slujitori, Doamne, de cei care se roagă, Doamne, care susțin lucrarea. Te rog, Doamne, Tu să le dai biruință, Doamne, să se bucure de protecția Ta, să se bucure de călăuzirea Ta, să se bucure de însoțirea prezenței Tale prin Duhul Tău cel Sfânt, de însoțirea Harului Tău, Doamne, câștigând suflete pentru împărăția Ta, smulgând, Doamne, suflete din împărăția Întunericului și
cu ajutorul Duhului Sfânt să fie strămutate, Doamne, în împărăția Fiului dragostei Tale. Dă-le biruințe spirituale, dă-le putere de slujire, călăuzire, însoțire, Doamne, Tată scump din ceruri, și astfel numele Tău să fie preamărit, numele Tău să fie proslăvit, numele Tău să fie onorat și să fie înălțat. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre, ne unim înaintea Ta, Tată scump din ceruri, și îți mulțumim de harul care ne l-ai arătat nouă, Doamne, și Te rugăm, Doamne, manifestă harul Tău mai departe, Doamne, și noi, Doamne, să fim lucrători împreună cu Tine, atât în Constanța, Doamne, cât și noi aici, Doamne. De aceea mă rog și pentru școala biblică de vacanță, pentru fratele Romeo, pentru fratele Gabi, pentru învățător, pentru toți cei care vor da o mână de ajutor, pentru copii, Doamne, familiile care aduc copii aici, fie însoțirea Ta, Doamne, prezența Ta, protecția Ta, călăuzirea Ta, Doamne, Tată scump din ceruri, și numele Tău să fie onorat, numele Tău să fie înălțat, numele Tău să fie proslăvit, Sabaot, Domnul oștirilor. Te rugăm și pentru picnicul evanghelistii, ne rugăm pentru o vreme plăcută, o vreme frumoasă, Doamne, să ne închinăm afară, în aer liber, o Doamne, să pregătim și bucatele, Doamne, și să avem o părtășie binecuvântată. Te rugăm toate acestea lucruri, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Te lăudăm și Te slăvim pe Tine, onorăm și înălțăm numele Tău, fii slăvit și binecuvântat în veci. Doamne Dumnezeul nostru mare și atotputernic, îți mulțumim pentru Evanghelia Ta, da, pentru cuvântul Tău care de dimineață, de la timpul de rugăciune și apoi la studiu biblic și la serviciul divin, cuvântul Tău ne îndeamnă. Avem promisiune așa de mari că de multe ori nu le putem crede. Ajută-ne, Doamne, să punem la inimă, să studiem cuvântul Tău, să ne dăm seama că suntem o făptură așa de minunată, că pentru a ne salva de la moarte, Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, că suntem copiii Tăi, suntem poporul Tău, că am primit Duhul Său cel Sfânt, că suntem o făptură născuți din nou, din cuvântul Tău, Doamne, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. Ajută-ne să conștientizăm, Doamne, că Duhul Sfânt se roagă pentru noi când nu știm, Doamne, să ne rugăm, că ne luminează, că ne conduce, că este, Doamne, pentru noi. Glorie slăvit Ție să fie numele Tău. Amin. De aceea este așa de mare importanță în vremea aceasta să stăruim după Duhul Tău, să ne punem la dispoziția Lui ca niște unelte. Te rog, Doamne, să binecuvintezi lucrarea din Constanța, lucrarea, Doamne, de la Biserica Betesda, la, Doamne, picnicul evanghelistic. Amin, Doamne, adu mai mulți oameni, bărbați și femei care nu Te cunosc, Doamne. Da, Doamne, să nu fie numai o formă, să nu fie numai mâncarea axată omenirea, ci să fie pe cuvântul Tău, da, pe, Doamne, chemarea la mântuire, pe metoda care biserica noastră de mulți ani o folosim, da, și am, Doamne, vrut să fie eficientă pentru răspândirea Evangheliei, Doamne. Da, Doamne. Ajută-ne să fim, Doamne, lumină și la locul de muncă. Amin, Te rog, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, viața noastră. Domnul Iisus ne-a spus că noi suntem lumina lumii. Glorie. Ajută-ne, Doamne, să dovedim cu fapta și cu adevărul. Da, Te rog, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, și darurile care se vor aduna. Amin, și dacă s-a, Doamne, făcut, Doamne, și pentru Constanța și pentru alte locuri în care este nevoie, luminează-ne. Amin, ajută-ne, Doamne, să avem o inimă bună, că cine, da, dă, Doamne, cu bucurie este iubit de Dumnezeu. Glorie. Primește, Doamne, jertfa aceasta ca o jertfă plăcută. Călăuzește-ne în continuare la săptămâna viitoare când va fi, Doamne, VBS-ul, această rugăm, lucrare, Doamne, pentru copiii noștri, da, care, Doamne, de mici sunt învățați să Te cunoască prin cuvântul Tău, da, da, prin, Doamne, activitățile lor, prin dedicarea lor, lucrează la creșterea lor materială. Amin, Doamne, și spirituală, Doamne. Da, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu ai atâtea metode, îți mulțumim pentru frați și surori care sunt voluntari, ticeri, da, cei, Doamne, ce se ocupă, răsplătește-le, da, cu viață veșnică, ajută și părinții
părinții acasă, Doamne, să le spună copiilor și toți împreună să ne pregătim ca să putem crește o generație tânără care va fi viitorul de mâine a lucrătorilor Tăi, a misionarilor, a celor ce vor răspândi Evanghelia Ta pe întreg pământul. Îți mulțumim că Tu asculți rugăciunea. Te lăudăm și Te binecuvântăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Ne închinăm împreună cu grupul de laudă, încântare, de asemenea cu darurile noastre și pentru VBS, mâine, seară, luni, de la ora 5. Vă rugăm să aduceți copiii, că e nevoie de timp mai mult pentru înregistrare. Vă mulțumim. Lăudăm pe Domnul și apoi ascultăm cuvântul Domnului în limba engleză prin fratele Dorin și vă rugăm, frații care ne asistați cu căști pentru traducere, să ne ajutați la aceasta. Domnul să fie slăvit. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Thank you.
Hallelujah. Truly nothing compares to the promise we have in Christ. I invite you to open your Bibles in Romans 8 again. I'd like to read a few of the verses that were read earlier this morning. Romans chapter 8, beginning with verse 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. For creation itself awaits with eager longing for the revealing of the sons of God. Creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we await eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Amen. Please be seated. Aș vrea să aduc saluturile fraților din România foarte pe scurt, înainte ca să intru în mesajul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață. Vă mulțumim, în primul rând, celor care ne-ați sprijinit în rugăciune și celor care v-ați implicat și financiar în această misiune pe care Domnul ne ajută să o facem în al treilea an la rând. Prin harul Domnului, în cele două duminici petrecute în țară, am vizitat 4 biserici și vă aduc salutul, harul și pacea Domnului. Nu voi mai citi textele fraților din Oradea, de la Biserica Philadelphia, fraților din Marghita, de la Biserica Salem, fraților din Caransebeș, de la Biserica Menora și fraților de la Timișoara, de la Biserica Poarta Cerului, fratele Nelu Filip. Toți vă transmit și transmit fratelui Simi și Bisericii Beteza salutări, harul și pacea Domnului. Și Domnul să fie slăvit și binecuvântat pentru toate. Amin. I'd like to draw your attention to one verse in particular in Romans chapter 8, and that is verse 17, which says, and if children, then heirs, fellow heirs with Christ, provided that we suffer with him in order that we may be also glorified with him. The message that I have on my heart this morning is titled, Fellow Heirs with Christ. Fellow Heirs with Christ. Beloved, God the Father, the creator of all things, the being that stands supreme in the universe, that spoke things into existence and called things that were not, and they came before him as if they were. God the Father made Jesus Christ, his Son, heir of all things, the entire universe, that which is visible, and parts of it, and the majority of it which is not visible, belongs to one person, and that is Jesus Christ. Glory to Christ. He is the heir. He owns it all. There are rich people in this nation and rich people in this world that are in possession of great wealth, and they have a name, and they have wealth, and they have real estate, and buildings, and money, and what have you. It's absolutely a speck of dust compared to what Jesus Christ holds. He owns the universe. He has it all. All has been given to him. Psalm 24, verse 1 and 2 says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and all who dwell in it. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. It belongs to God. And we say it often, but it begs and it's worth repeating. The air that we breathe every few seconds in our lungs belongs to him. The earth, the grass that we walk on, the earth that we walk on, it all belongs to him. Everything we see and everything we don't see
God the Father gave it to Jesus Christ. Daniel, the man of God, has this vision in chapter 7, verse 13 and 14. He says, I saw in night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Glory to Jesus. I'd like to focus on this morning, and I pray that the Holy Spirit, beyond my limited vocabulary, brings into our attention who we are in Christ, beloved. We are co-heirs, fellow heirs with Christ Jesus. He has it all. In Hebrews chapter 1, verse 1 through 4, the Bible says that long ago, and at many times, in many ways, God spoke to our fathers by prophets, but in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom he also created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he holds all things through the word of his power. Glory to Jesus. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. And then we can go on and quote verse after verse that shows us and brings that peace, that joy, that assurance that Jesus Christ owns it all, from the peak of the Mount Everest to the deepest of the deep ocean. Everything in between, it all belongs to Jesus Christ. Glory to Christ. And you and I, the Bible says, we're co-heirs, fellow heirs with him. I don't know about you, I grew up in a family of 11 kids, and I did not inherit anything other than characteristics and things that we inherit in that regard, but no money. I didn't expect it either. I don't know if there's anybody here that inherited great wealth, that was born with, as we say, with a silver spoon in his mouth. Beloved, we are used to working for what we have, and sometimes we translate and we bring that into our faith, and we bring that into our walk with Jesus, and we think, and we are under this impression that we have to work for everything we get in Christ. But it is not so in the spiritual realm. The Bible teaches us that he made us heirs, glory to Jesus, while we were sinners, while we were powerless, Romans chapter 5, while we were weak, Christ died for us, and he made us co-heirs, fellow heirs with Christ. Hallelujah. Oh, that the Spirit of God would open our eyes, our minds, our hearts to this spiritual reality that we have in Christ. You, beloved, are co-heir, fellow heir with Christ. He owns it all, and he says, I made you also heir with me. Glory to Jesus. For that, we must have our eyes open and our hearts open to receive. God made Jesus Christ. That is the first thing we need to establish as we talk about fellow heirs with Christ. God the Father made him inheritor, gave him all things. And when Jesus Christ rose from the dead, he stands in front of the apostles and says, all authority has been given to me in heaven and on the earth. Glory to Jesus. All authority. He owns it all. And Christ willingly shared his inheritance with us. He remains and always will be the firstborn of all creation, distinct, that in all things he may have preeminence, the Bible teaches us. But he shares it with you. He shares it with me. He shares it with us. So let's stop working for scraps. Let's stop trying to pull ourselves up by our own bootstraps and understand and have the eyes of our mind, of our spirit, as the Apostle Paul's prays in the scriptures, that we would have the eyes of our hearts enlightened and opened, and we would understand the depth of the glory of God and riches of his inheritance in his saints. Glory to Jesus. Oh, beloved, he shares it with us. We are fellow heirs with Christ. What is our inheritance? Dictionary defines it as the acquisition of real or personal property under law and by written will.
That is what inheritance is defined us as. What is our inheritance? What is the palpable, pragmatic, practical aspect of our inheritance? Because I get the feeling, and forgive me please, but I get the feeling that what I'm speaking, many of you are way over your head, and you're looking at me as if I'm speaking of something completely foreign. Because you say, you speak of an inheritance that is so awesome, everything in the universe that is of Christ, and He made you fellow heirs with Him, and I barely get by daily, spiritually speaking. But beloved, our experience, whether positive or negative, does not negate the fact that we are fellow heirs with Christ. Glory to Jesus. It is that we are most of us ignorant of this fact and do not live in this reality, but that doesn't negate the reality that is in Christ, that He made you fellow heir with Christ. And He gave this fellow that stands before you life, that He may remind you again this morning of it. Many times, at least twice I can remember, I was so close to death. And when I ponder and I stand before God and say, Lord, what is my life purpose? What is the purpose of my life? And I was reminded, and I'm reminded, and I say this in humility, is to share the gospel of Jesus Christ. In simple terms, in the faith and gift given to me, in the measure given to me. But that's why I'm here this morning standing before you, to remind you that you are fellow heir with Christ Jesus. Lift your head up. Look upon the salvation that is to be brought to you soon. And be reminded that you are fellow heir. You inherit it all with Jesus Christ. So what is the here and now, and what is the then and there? I'd like to look at these two things. What is the inheritance that we get now, here and now? And what is it up there and then? Because the Bible shows us and says in Ephesians 1:11, in Him we have obtained, past tense, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. In Him, we have already obtained an inheritance. Part of our inheritance in Jesus Christ has been given to us already. It's here. It's now. What is it? I'd like to just underline two aspects of that: grace and righteousness. Beloved, Ephesians 1:18, having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which He has called you and what are the riches of His glorious inheritance in His saints. If we flip the page to Romans chapter 5, verse 17, the Bible talks about the free gift given to us. And it says, for if by one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Verse 20, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also may reign through righteousness, leading to the eternal life in Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus. The part of being fellow heirs with Christ, part of the inheritance which we are given here and now, is comprised of abundant grace and righteousness. Oh, beloved, get your mind off of the financial aspect of the blessings of Jesus. These are so passing and so insignificant in the big picture. Money and wealth and possessions, they're specks of dust. They will perish. They'll burn here. Your 5,000 square foot house or 500 square foot house will burn. It doesn't matter what you have in it. The expensive furniture you put in and work all your life to build it, it will pass away. It will burn. You're not taking anything with you. When you compare that to the abundant grace and righteousness of Christ, they're nothing. The inheritance that we are given being fellow heirs with Christ means that you are given an inheritance, and part of that inheritance is grace and righteousness. So let's look at grace, the abundance of grace. The Bible shows us in John 1:16-17, for from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came
through Jesus Christ. Ephesians 2:5, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And when I say grace, being fellow heirs with Christ means that we have an inheritance, and that part of the inheritance that we get here and now is grace. I'm not talking about common grace. Everybody around us benefits of the common grace of God. The Bible says that he gives the rain over the good and the evil, that he shines his sun over the good and the evil. People at work, people around us benefit of the common grace of God, yet most of them, if they do not accept the saving grace, will end up in hell. There are many people around us that benefit from the common grace, but there's a difference between saving grace and common grace. And the inheritance that we have in Christ, being fellow heirs with Christ, is saving grace. Glory to Jesus. Through grace, you have been saved. That is saving grace in Jesus Christ. And Christ gave it to us here and now. The abundance of grace, the fullness of grace, grace upon grace. Saving grace, part of our inheritance is just that, saving grace. And saving grace trains us. In the epistle to Titus, chapter 2, verse 11, the apostle Paul says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Glory to Jesus. Lord, help us do that. Part of you being fellow heir with Christ means that you get an inheritance. And that inheritance here and now is comprised of, number one, grace, the abundance of grace, saving grace. Grace that will one day transport you in the full redemption of our bodies, when that will be revealed, as we read in Romans chapter 8, that will transport you to inherit the fullness of your inheritance awaiting for you in heaven. And grace, beloved young people, my friends, my brothers, my sisters, don't be fooled by the many teachings that are out there about grace. Grace teaches you to renounce worldliness and fleshly and ungodly worldly passions. Saving grace trains us. For those of you that work out, you train in working out. For an athlete, for somebody to make the Olympics, he trains nonstop for years. Saving grace is part of our inheritance, and it is a blessing, and it's an inheritance given to us to train us in godliness. Glory to God. That's how you know if you have taken part, if you have taken possession of part of your inheritance here and now, of the abundant grace, that you're being trained in godliness. That every day, every week, every month, every year, you resemble more and more Jesus Christ. Glory to God. You look more like him. Your speech looks more like his speech. Your eyes look more like his eyes. Privira taya, privira lui. Your dress, what you eat, what you do, where you go, where you don't go, you start to resemble Christ, because abundant grace, saving grace, trains us in godliness and trains us to renounce the worldly passions, like Brother Simeon was speaking, surrendering to the Spirit of God, for we cannot do it in our own flesh. Flesh will not kill itself. Our flesh will not overcome itself. The Spirit of God does. But being fellow heirs with Christ means that we inherited an inheritance here and now, and that is comprised, among many other things, of abundant grace, saving grace that trains us in godliness. Secondly, part of the inheritance that we get here and now is the righteousness, the free gift of righteousness of Christ. Glory to Jesus. Notice, please, that grace and righteousness are inseparable. In Romans chapter 5, the Bible shows us this. You cannot separate grace from righteousness, or righteousness from grace. The grace of God, the saving grace of God, will lead us to righteousness and clothe us in the righteousness of Christ, in which then we come boldly into the Holy of Holies to worship him in spirit and truth, full of the righteousness of Christ. Part of being a fellow heir with Christ means that we get a hold of inheritance here and now, abundant grace and righteousness. And righteousness of Jesus Christ,
the righteousness of Jesus Christ as described in Romans 1:16 and 17, where the Apostle Paul says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to anyone who believes. For in it, in the gospel of Jesus Christ, righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Beloved, you being fellow heir with Christ Jesus means that you inherited treasures beyond description, but in the here and now, among other things, the fullness of saving grace and the righteousness of Jesus Christ. And the source of righteousness of Jesus Christ is the gospel. This is why the gospel must be preeminent in your life and in my life. This is why the gospel must be preeminent in our services. This is why the gospel must be preeminent in the marketplace when we take it and we preach the gospel, la piazza. This is why the gospel must be preeminent in your life, over Twitter, over Facebook, over all the social media, over TV, over working out, over anything that you can, over golf, over any hobbies that you can have or habits that you may have. The gospel of Jesus Christ is the source of the righteousness of Jesus Christ. Hallelujah. Do you live between Genesis and Revelation? Do you dwell there? Do you find the treasures of the gospel pleasing to your spirit? It's your inheritance in Christ. You are a fellow heir with Christ. And as that, what that means is that in the here and now, you've been given abundant grace and the righteousness of Christ. And the product is the produce of the gospel of Jesus Christ is the righteousness of Christ. In the gospel, the righteousness of God is revealed and is given to us. And it's directly proportional, the righteousness of Christ is, to us reading the gospel and then after reading it, letting it work within us, and let the Spirit of God engrave the gospel of Jesus Christ within our hearts and our minds. Glory to Jesus. Fellow heir with Christ means that you've been given an inheritance, and that inheritance in the here and now is the abundant grace and the righteousness of Jesus Christ. 2 Corinthians 5:21 says, "For he who knew no sin was made sin for us, that we would be the righteousness of God in Christ." Beloved, for you to be clothed in the righteousness of Christ, he gave his life. Somebody paid with his life, and that is Jesus Christ. Glory to him. Co-heirs, fellow heirs with Christ means that we have an inheritance. I cannot wait to see mine. I know it's going to be smaller than many of yours, but it's my inheritance set apart for me in heaven. Set apart for you. You have your own inheritance. If you are here this morning and you are in Christ, your fellow heir with him, and that inheritance that you have here and now, abundant grace, the righteousness of Christ, and also suffering with Christ. The Bible teaches us in the text that we read, he said, the Bible says in verse 17, "And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may be also glorified with him." Suffering with Christ and for Christ is part of our inheritance on this earth. But the Bible teaches us in Romans chapter 5, verse 3, that not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Suffering is part of the inheritance in Christ. Sometimes it's physical, sometimes it's spiritual or emotional, sometimes it's of other natures. But suffering is part of our inheritance with Christ, as unpleasant as that may sound, provided we suffer with him. Blessed are those who suffer for the name of Jesus Christ, the Bible teaches us. Jesus says in Matthew chapter 5, blessed are those who suffer for the name of Jesus Christ. Part of our inheritance is suffering. And then and there, being fellow heirs with Christ means that we have our inheritance, and part of it is given to us here and now. And part of it is waiting for us in heaven. The biggest and the greatest part of it is waiting for us in heaven. 1 Peter chapter 1, verse 4. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you.
That's what we were called to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. And in Colossians chapter 3, the Bible teaches us, beginning with verse 1, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above and not on the things of the earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ is, who is in your life, appears, then you will also appear with him in glory. Glory to Jesus. Part of it, our inheritance, is given to us, and the greatest part of our inheritance, of us being fellow heirs with Christ, is kept for us in heaven. What must we do now? Live by the Spirit of God, as the Bible teaches us in the same text. Live by the Spirit of God, not according to the flesh, but according to the Spirit. The Bible is very unequivocal in telling us that if we live by the flesh, we will die. As baptized Christians who came to church all our life, if we live by the flesh, we will die. But if by the Spirit we put to death the deeds of the flesh, we will live and enter into that greater part of the inheritance that's kept in us, for us in heaven. Glory to Jesus. Amen. A homeless man on the streets of Santa Cruz de la Sierra in Bolivia 18 years ago, sitting there on his bench, he sees two police officers heading his way. And thinking they're about to arrest him, he takes off. And he takes off in such a way, they chase him for a little bit, but he disappears. The officers knew him, actually, and were coming to bring him awesome news. They were coming to tell Thomas Martinez, 67 years old, who disappeared without a trace, that he inherited $6 million. This guy disappeared and causing the Bolivian newspapers to speak of him as the new millionaire who did not know of his new fortune. You see, his wealthy wife, whom he left to pursue his drug addictions and drinking many years ago, had died. She never divorced him. She died and left him $6 million. She came into that inheritance herself from her part of the family and left her wealth to him. And the police officers were coming because they knew him. He's been homeless for a bunch of years, to bring him that news. It took him a while to be found again and to understand and enter into the $6 million that he inherited from his wife who passed away. Beloved, many of us Christians live the same way, chasing the pleasures of our flesh, chasing our hobbies and our habits and our addictions. We forget and we are unaware of the inheritance that Christ has given to us. When he died and rose again, he made you and he made me fellow heirs with him. He left us an inheritance that in the here and now is comprised of abundance of grace, grace upon grace. When you fall into sin, don't run from him. His grace is abundant enough. And if we confess our sin, 1 John 1:9 tells us that he is faithful and just to forgive us and cleanse us of all of our unrighteousness. Your inheritance here and now is the abundance of grace, and the abundance of grace that leads us to the righteousness of Jesus Christ as a result of the gospel of Jesus Christ. So we're called to live according to the Spirit. Live setting our minds on the things that are above, putting to death that therefore what is earthly in you, Colossians 3:5, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. And by the Spirit of God, put on what Colossians 3:12 says, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another. If one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything in perfect harmony. Beloved, remember and keep this in your mind. You are co-heir, fellow heirs with Christ. Amen.
Iisus e Domn, El e puternic Dumnezeul nost. Iisus e Domn, El e puternic Dumnezeul nost. Mare e Domnul nostru și puternic Dumnezeu. Mare e Domnul nostru Dumnezeu suprem. Mare e Domnul nostru și puternic Dumnezeu. Mare în veci. Mare în veci. Să fie Domnul, care este și Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Mulțumim Domnului de harul dăruit nouă până aici și de bucuria mântuirii în inimile noastre.
Fratele Alex Pustare, salutări de la familia Moș. Frate Alex, vă rog să le prezentați. Fratele Dan Moș, sora Ani din Florida. Familia Moș într-o seară și sunt câteva familii din Bethesda care s-au mutat acolo și așteaptă cu drag acum pe fratele Simi și Fanfara să-i viziteze. Deci este o relație între biserica noastră și biserica din Naples, chiar dacă este mai mică biserica. Și Dan Moș și Ani Moș m-a rugat insistent să aduc salutări din partea lor bisericii Bethesda. Noi suntem prieteni cu Dan de când ne-am pocăit și el o membru fondator și om de bază al Bisericii Bethesda, care a înființat corul și a slujit aici, și mulțumim Domnului pentru slujirea lor și amin. Dorim ca vă așteaptă, biserica lor vă așteaptă cu fanfara, să creăm relații între noi și în America și în România și în alte părți. Domnul să ne binecuvinteze. Amin, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Sora Dorina, vă rog dacă ce mai aveți de adăugat până vine dânsa din partea fratelui Flaviu Forgaciu pentru duminica viitoare dimineața la 6:30, așa cum am făcut în anii precedenți, ar fi nevoie de câțiva frați care să ajute la încărcat lucruri de aici pentru a fi duse la parc. Sora Turina. Pace! În primul rând vreau să confirm sâmbătă la ora 10, nu la ora 9. Mm. Îmi pare rău, dar... Okay. Da, vrem să fim siguri că avem totul ce ne trebuie aici. Vă rog frumos, nu uitați aragazele, arzătoarele cu butelii, vă mai repet o dată. Nu uitați, vă rog frumos, să aduceți cratițe pentru prăjit, cogoși. Avem și noi, v-am spus câteva, dar vă rog, cine știe că le are bune, nu trebuiește să le spun, știu surorile, vă rugăm să le aduceți. Vă rugăm să veniți cu șorțurile dumneavoastră dacă se poate, că niciodată nu ne ajung șorțurile. Sâmbătă dimineață vă aștept la ora 10 la biserică, vom pregăti și vom marina chicken, nu? Și vă aștept dimineață la ora 7 la parc pentru gogoși. Desert este gogoș. Nu. Nu lebeniță. Nu lebeniță. Lebenița e așa doar. Am văzut că gogoșe se mănâncă și înainte. Da. Da, de spălat stomacul, cum spune romii. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept sâmbătă dimineață. La mâini nu mai îmi trebuie, că am găsit deja două persoane, s-au oferit care le aduce. Vă aștept măcar câteva surori, dacă se poate veni, că vrem să curățăm chicken-ul de grăsime și să-l pregătim. Și cam atât. Vă așteptăm cu drag. Mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim, mulțumim Domnului. De asemenea, Arturi, înțelegând... chiar dacă suntem în aer liber, este același loc, Oak Grove, unde am fost și anii precedenți. Apelez ca și în fiecare an ținuta noastră să fie, chiar dacă este o ținută de parc, în aer liber, să fie o ținută decentă, care să onoreze pe Domnul Iisus Hristos și să nu fim o pricină de potignire, de slăbire sau de păcătuire pentru nimeni. Și surori, și frați, și tineri, și mai în vârstă. Și Domnul să ne binecuvinteze și la aceasta. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să mulțumim Domnului, de asemenea, în numele fratelui Gabriel și a lucrării din Constanța, vă mulțumesc pentru generozitatea dumneavoastră. S-au oferit ca ajutor pentru lucrarea din Constanța $2,775. Slăviți să fie Domnul și pentru aceasta și Domnul să binecuvinteze lucrarea. Cu împreună să mulțumim Domnului. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim de iubirea Ta, îți mulțumim de bunătatea Ta, îți mulțumim de harul Tău, îți mulțumim de purtarea Ta de grijă, Doamne, care ai binevoit și arătat-o față de ființele noastre. Te lăudăm pe Tine, Te slăvim pe Tine, Te onorăm pe Tine, Împăratul nostru, Domnul nostru și Dumnezeul mântuirii noastre. Îți mulțumim pentru harul Tău oferit, Doamne, și dăruit nouă ca și copii ai Tăi, harul mântuirii, harul răscumpărării, harul înfierii, harul transformării noastre în final, Doamne,
cea moștenire împreună cu Domnul Iisus Hristos. Te lăudăm pe tine, te slăvim pe tine și înălțăm numele. Îți mulțumim pentru fratele Gabriel, pentru slujirea din această dimineață. Te rog să-l binecuvintezi, Doamne, sora Iulia, în lucrare, în continuare, prezența ta, protecția ta, Doamne, să-i însoțească mai departe. Mulțumesc pentru fratele Dorin și slujirea adusă, slujirea corului, Doamne. Lasă binecuvântarea ta, Doamne, și harul tău și prezența ta, protecția ta, Doamne, Tată, să fie cu noi și să fie peste noi. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, te lăudăm și te slăvim, onorăm, cistim și înălțăm numele tău, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt ne rugăm, fii slăvit și binecuvântat și lăudat să fie numele tău, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin! Vă doresc o după masă binecuvântată. După masă vom avea împreună cu noi grupul de tineri de la Biserica Bethel, Stanton, California, cu fratele Nelu Pruneanu. Salutări de asemenea frate Gabriel la Constanța și unde ajungeți.